Doamnelor, domnilor, liderii coaliției de guvernământ au anunțat într-un final renunțarea la candidatura comună a lui Cătălin Cârstoiu la Primăria Generală a Capitalei. De această dată, PSD și PNL vor avea fiecare propriul candidat, Gabriela Firea din partea Partidului Social Democrat și Sebastian Burduș, a trezit din somn la Seul, din partea Partidului Național Liberal. În direct alături de noi, domnul Cristian Popescu Piedone, primar al sectorului 5 și candidat al PUSR la Primăria Capitalei. Bună seara, domnul Piedone! Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră! Vă retrageți? În primul rând, e foarte bine că mi-ați dat această întrebare. Chiar dacă văd prin titluri de presă, la modul în care am văzut și astăzi în decursul zilei pe la toate posturile de televiziune, reprezentanții celor două partide, pun în clar că Piedone se va retrage, pun în clar că, de exemplu, președintele Partidului Social Democrat, printr-un titlu de presă, eu n-am fost contactat, că îl chem pe Piedone să negocieze retragerea domniei sale. Eu cred că în toată instabilitatea asta creată de ei, probabil puțin psihică, că altceva sau labilă, nu vreau să jignesc cu nimeni, dar sunt singurul candidat asumat de la început în care am spus că nu mă retrag. Și nu mă retrag nici azi, nici mâine, mi-am depus candidatura. Sunt președintele Partidului Umanist Social Liberal din România. Conducerea partidului mă susține și eu nu mă retrag. Cine să mă retragă? Cine să mă retragă? Dumneavoastră prin voință proprie. Păi și dacă va fi un acord politic între PSD și partidul dumneavoastră? Mai puneți-mă o dată întrebare. Dacă se va ajunge la un acord politic între PSD și partidul dumneavoastră, partidul la care sunteți președinte, că lumea noastră. Partidul la care sunt președinte sunt factorul decizional. Și dacă vă referiți la președintele fondator, este președintele fondator al doctrinei... Nu, vă întrebam dacă acordul politic, nu mă interesează partidul. Întrebam dacă între PSD și partidul PUSL se ajunge la un acord politic care privește retragerea dumneavoastră și... Domnule, tocmai spuse că trebuie să semneze dânsul acordul politic. Domnule Andronic, exclus retragerea mea. Eventual, dacă le rădea mintea de apoi, cel puțin social-democraților sau întregii coaliții, astăzi puteam merge de pe acum la sărbătorile de Paști și aveau primarul general și aveau precursorul ca această coaliție să câștige prezidențialele. Ok. Dacă ei au ales să divizeze. Până la urmă, de fapt, ne întoarcem la o democrație reală. Ca fiecare partid cu doctrina lui să iasă în piață, în piața publică, și să se exprime clar proiecte, comunicare, ce poate să facă să fie, de fapt, aici, nu într-o coaliție. Gândiți-vă că, de exemplu, această coaliție cu domnul dr. Cristoiu a gândit un proiect pentru București și a apucat să și prezinte și este publicat pe anumite site-uri, proiectul pentru București al domnului dr. Cristoiu. Acum, această coaliție ruptă la București, rămânând totuși într-o pseudo-coaliție pentru europarlamentare, care am înțeles acest lucru, vor veni cu două proiecte, unul social-democrat și unul liberal. Dar totuși ei sunt într-o coaliție. Simpatizanții la comun a celor două doctrine social democrat și liberal. Ce vor înțelege din acest lucru? Vor vota într-adevăr cum trebuia să voteze normal. De la început, fiecare partid cu reprezentantul lui trebuia să fie pus în opțiunea de vot. Cât de mult conflict? Aceasta este adevărată democrație. Nu o coaliție să ne ascundem un partid sau altul după, eu știu ce, altă... Cât de mult complică jocul electoral aceste candidaturi din partea PSD-ului și PNL-ului? Deci cât de mult se complică jocul electoral din punctul nostru de vedere? Pentru mine absolut de tot. Absolut deloc, mă scuzați. Pentru mine chiar mă favorizează. De ce? Și o să vedeți acest lucru. De ce? Cei care au intrat în cursă, onor
domniilor lor, domnul Burdujea și doamna Gabriela Firea, au intrat să salveze onoarea coaliției. Ei știu unde au intrat. Au intrat la sacrificiu. Vom numi eroi de sacrificiu. Amândoi, doamna Gabriela Firea pierde, dar este europarlamentar. Domnul Burdujea pierde, este un ministru de succes. Adică credeți că PSD-ul a pus-o pe Gabriela Firea ca să piardă? PSD-ul dacă, sau coaliția, dacă avea acel candidat comun cu care s-a lăudat, putea să o pună de la început pe candidata Gabriela Firea, în care eu, Cristian Popescu Piezone, dacă nu era candidatul deocamdată și dacă nu vedeam acele bulbe ale coaliției, probabil că astăzi, și încă vreo 15 ani, 20, cât datorită vârstei, puteam să stau liniștit la primăria sectorului 5, care nu mi-o lua absolut nimeni. Dar am văzut aceste contradicții în cadrul coaliției, orgolii, efectiv orgolii și principii, care n-au putut să treacă peste ele. Lucrul ăsta s-a văzut și cu o seară în urmă, în care peste 15 ore au stat să... Ce? Să aducă pe cei care i-au aruncat la coș, spunând că nu sunt buni, scosând un iepuraș care s-a născut deja mort, respect pentru profesia domniei sale, și este foarte bine că n-a intrat în această mocirlă și s-a retras acolo unde profesează și este bun domnul doctor Căstoiu, respect pentru domnia sa, dar au rămas în offside cei doi. Raportat la Tănuță om sucit, despre ce să vorbim? Da, da, scuze, dar nu ați răspuns la întrebare. V-am întrebat dacă credeți că PSD-ul a trimis-o pe Gabriela Firea ca să pierdă. Eu am o teorie și este pur și simplu doar teoria mea. Vă rog. Poate timpul îmi va da dreptate sau mă poate contrazice. Lucrurile astea se par că sunt dirijate și este peste conceptul atât membrilor de partid, autentici sau simpatizanți, care de data asta sunt extrem de derutați. Se vede că mutările vin în plic sau ne uităm la un fuz orar ca să așteptăm ce decizii să luăm. De unde? De unde, în urmă cu 4 ani, actualul primar general, într-o poză care există și e o poză... publică, dar a ieșirat de Palatul Cotroceni. Poți să întreb eu? Aveți dovezi? Adică, stați puțin, adică Claus Iohannis i-a spus lui Marcel Ciolacu să o pună pe Firea. Să fie desemnat. Stați un pic, lăsați să-ți ducă ideea până la capăt. Lăsați-mă să spun și eu, că nu vă aud. Vă rog, duceți-vă ideea până la capăt. Faceți referire la fotografia cu Nicuș Ordan ieșind din Palatul Cotroceni cu masca pe figură. Susțineți, aveți indicii că de această dată comanda ar veni tot de la Palatul Cotroceni și că toată comedia asta de prost gust ar fost scrisă în altă parte și comunicată de la Palatul Cotroceni liderilor coaliției? Se pare că prin declarația președintelui de astăzi, președintele României, spune că această mișcare n-a fost o mișcare inspirată. Și lăsând decizia, și cred că de această dată decizia a rămas doar la membrii coaliției, care de fapt nu s-au înțeles care să fie candidatul la viitoarele prezidențiale din România. Dar asta nu înseamnă ca jocul lor politic să afecteze integritatea și siguranța administrațiilor locale, de la București, de unde se dă ora exactă, în toată țara. Dacă ei s-au jucat de-a copiii capitalului grand până și-au pierdut busola, acum... Și au început să joace după vestonul lui Jules Verne. Eu ce să zic, că au luat-o razna, au devenit aroganți și nerecunoscători față de cei care acum 4 ani le-au gătit bucatele. I-au îmbrăcat în oameni și i-au așezat la masă. Ok, acum dacă ei sunt turbați după captan și și-au pierdut înfățișarea de oameni, probabil că au uitat că nedreptățiți și mințiți de Nicuș Ordan. Și astăzi vor încă o dată să amaneteze Bucureștiul pentru interesele lor. Dar despre cine vorbiți? Că folosiți foarte multe metafore. O să zic că în 34 de ani au fost de spui călăreți pe cai imaginari. Domnule primar, stați un pic. Hai să ne întoarcem un pic. S-au pierdut în ura poporului.
Tocmai vă spuneam de această fotografie. Da. Cu Nicușor. Să înțeleg că și acum vor să amaneteze pentru încă 4 ani. Cine? București. Vorbiți la plural despre niște unii care vor. Vorbiți. Cine sunt aia care vor? Cu orice s-ar întâmpla și orice candidat, trebuie să scăpăm de Nicușor Dan. Am înțeles. E da. Normal că de-aia candidat. Haideți să ne întoarcem la teoria noastră. Domnule primar, vreau să fiu direct. Noastră ați acuzat astăzi, într-o declarație publică, un presupus blat pentru a asigura culoarul și victoria lui Nicușor Dan. Blat între cine și cine? Domnul Ciutacu, da. Eu nu fac decât să fiu portavocea mulțimii. Da. Eu ce aud... Da, dar mulțimea n-am auzit-o, v-am auzit pe dumneavoastră. După mine și este părerea mea personală, da. Și nu mă dezic de ea. Da, este un blat. Este un blat contra intereselor și doctrinelor de partid pe care mulți candidați candidează cu PNL sau PSD, ca cel puțin de la București să rămână și Clotilde Armand și... Cine sunt părțile blatului, domnule primar? Ciolacu e parte la blat? Bă, iau direct. Eu nu dau. Eu sunt prea mic pentru politica aia atât de mare. Gabriela Firea e parte la blat? Este doar o părere personală. Gabriela Firea e parte la blat? Păi, dar nu puteți să vorbiți la modul vag? Eu vreau să văd ce se vede de la distanță. Vă ascult, domnul Androni, că nu am înțeles. Deci, Ciolacu este parte la blat? Domnilor, acum eu nu văd prea bine că am niște, mă diferențiază ochelarii de vedere. Văd foarte, foarte greu de aproape, dar la distanță nici atât. Pot să spun că da, din avion acest blat este... Deci răspunsul e da. Firea e parte la blat? Nu, firea e victimă. Ciucă e parte la blat? Parte la blat. Deci aici cu ochelarii înțeleg că nu mai aveți o problemă. Așa, la celălalt a fost. Doar la celălalt era o problemă, îl vedeți ușor în ceață. Păi este parte la blat pentru că dați timpul înapoi, domnul Androni. Eu vreau să știu părerea noastră, părerea mea e clară. Dați timpul înapoi. Îl dau. Domnul Androni, dați timpul înapoi. Cine a susținut pe Nicușor Dan? PSD-ul în 2020 sub nicio formă. Partidul Național Liberal. Păi da, dar spuneți, de acord, domnul Chiedone, dar pe de altă parte mi-ați spus într-un discurs extrem de elaborat că ce se întâmplă acum este un blat la care, din care face parte și PSD-ul. Corect? Da. PSD-ul care, nu, asta după părerea spus, mea, am înțeles, repet, corect? Domnul Androni. Am domnul înțeles Androni. Corect? Este doar părerea mea personală. Am înțeles, dar nu vă întreb, că eu nu discut cu bucureștenii, ci cu dumneavoastră. Sunteți candidat, vreți să-l bateți pe Nicușor și mirosiți un blat, corect? Ce pot eu să fac în fața blaturilor și a tot puternicilor de incremeniți? Să câștigați. Ce pot să fac eu? Să câștigați prin forță propriu. Să spun adevărul și să spun adevărul spus de mulțime. Păi se vede din avion acest lucru. Păi dacă avea o intenție, de la început, punea un candidat care să-l bată pe Nicușor Dan. Și nu scotea acum, după ce la sfârșitul meciului băgăm reserve. Hai să vă întreb, domnul Piedone, vă întreb altfel și facem aici exact ceea ce vă place dumneavoastră, construim o poveste. Dacă ați fi fost în locul lui Marcel Ciolacu... Nu poveste, construim o operație pe viu. Da. Alții trăiesc în poveste, domnul Androni. Doamne ajută. Deci, dacă ați fi fost în locul lui Marcel Ciolacu și în locul lui Nicolae Ciucă, pe cine ați fi pus candidat ca să-l bată pe Nicușor Dan? Care era acel candidat minun? Din prima, fără ezitare, Gabriela Firea. Bun. Mulțumesc pentru răspuns. Și în măsura în care ar fi fost nominalizată din prima fără ezitare, Gabriela Firea, ați fi renunțat la intenția dumneavoastră de a candida la primărie și v-ați fi pus în spatele ei să o susțineți? Cu siguranță, da. Și atunci... Da, și de ce nu o faceți? Stați un pic, exact. De ce pentru nu sunteți dispus? De ce nu sunteți dispus? Am și cuvântul. Odată aruncat în luptă, da. Odată aruncat în luptă, cu sprijinul cetățenilor pe care am văzut că mă susțin necondiționat, cu un electorat stabil, da. Nu mai dau înapoi. N-am cum să dau înapoi. Și la vârsta mea să fiu cănuț de om sucit. Mă duc pe cuvântul meu în prăpastie și nu mi-l întorc. Domnule primar, înțeleg că în măsura în care invitația publică
a domnului Ciolacu către dumneavoastră de a participa la o negociere se va și materializa. Presupunem că vă sună, vă dă un mesaj, habar n-am, vă trimite o solie. Nu sunteți dispuși să stați de vorbă? Exclus. Am spus exclus. Deci nici măcar să stați de vorbă, să puneți eventual? Exclus. Atunci când am vrut să stau de vorbă, m-au trimis, cum au trimis și cei doi candidați, mai du-te că avem noi treabă, avem noi candidatul nostru surpriză. Iată candidatul surpriză că l-au scos înainte să se nască. Domnule primar, că vă place să recunoașteți sau nu, până la urmă concurați oarecum pe același culoare cu doamna Firea. Aveți cam același tip de electorat cu Partidul Social Democrat și cu... Nu. Concurez cu realitatea. Concurez cu realitatea și cu amprentele. Vorbim despre trecutul celor cel puțin 15 ani ai Bucureștiului. Așa. Vorbim în cei 15 ani cu o doctrină sau reprezentat la cârma Bucureștiului atât social-liberali, pardon, atât social cât și liberali. Da. Lucrurile le aduc în prezent. Vă întreb pe dumneavoastră, locuitorii ai Bucureștiului, excluzându-l pe Nicușor care a dormit în birou. Da. Unde este Bucureștiul astăzi? Credeți că doar cei 4 ani al lui Nicușor face ca Bucureștiul să arate astăzi cum arată? Nu. Face că doar în 4 ani de nesimțirea lui Nicușor Dan, parcurile arată cum arată, doamnele își rup fustele în băncile rupte, faptul că îți rup mașinile în grop, faptul că nu s-a dezvoltat niciun șantier. Sunt șantiere blocate, domnule Ciutacu, de 2-3 mandate în București, cu proiecte de acum 2-3 mandate. Dar tu nu mi-ați răspuns la întrebare. Domnule primar, doamna Firea nu o să ia probabil niciodată un vot de la susținătorii lui Nicușor Dan. Dar nici de la astăzi, unicul și cel mai, nu vorbesc despre mine, că nu am nici probleme cu narcisismul și nici nu mă cataloghez buricul universului. Dar nici Gabriela Firea și nimeni nu poate să îmi ia din electoratul nemulțumit de cei 30 de ani, văzând ce se întâmplă și uitându-se. Pe unde am trecut? Ce vreți să fac? Să nu fi candidat la primăria capitalei? Nici pe departe. Să fi luat toate primăriile de sector, să candidez și să câștig fiecare primărie de sector și să mă cataloghez singur ca primar general, că am câștigat toate primăriile. Și astăzi știu, acei primari de succes pe care îi susțin, Daniel Băluță, la sectorul 4, și inclusiv Robert, sau inclusiv... actualul candidat care am zis că îl susțin la primăria sectorului 2. Și cum mai într-o alianță care a fost city managerul pe timpul care eu am stat un an și o lună la pușcărie, Rare Șopincă. Nu-mi depun listă de candidați, mi-am depus listă doar de consilieri. Bun, înțeleg. Dar dumneavoastră vreți să faceți un compromis în condițiile în care nu vreți să faceți un compromis, că aici nu înțeleg. Nu. Cuvântul meu este de la Bătrânescu. Am bătut palma, nu mă întorc de la cuvânt. Alții își dau cuvântul și se sucesc ca povestea aia, că nu ți-o am sucit. Dacă eu am zis înainte să mă arunc în luptă și am stabilit, și lucrul ăsta, de exemplu, la sectorul 4 e stabilit de 2 mandate, într-o colaborare pe USL, PSD, pe sectorul 4. Și sectorul 4... viceprimarul care a devenit actual primar al sectorului 4, nu că a dus proiectele, m-a depășit. Respect lui. Este singurul care a tras cele mai mari fonduri europene din toată România, nu vorbesc de capitală. Respect lui. Bun, stați un pic, haideți să ne întoarcem. Deci dumneavoastră spuneți că doamna Firea n-ar putea lua din electoratul dumneavoastră pe motiv că și domnia sa face parte din trecutul recent al Bucureștiului, din cei 15 ani de nemulțumiri la care faceți referire. Totuși, doamna Firea reprezintă partidul cu cel mai mare procent în țară la ora asta și partidul cel mai mare, numeric vorbind. Domnia sa de unde ia voturi? Că dacă de la Nicușor nu ia, de la dumneavoastră nu ia, ce o să fac? O să ia mai puțin decât Cârstoiu? Exclus. Doamna Firea are, cu tot respectul, un electorat și al ei bine conturat, dar nu poate să o catalogheze astăzi
sunt câștigător, cu tot respectul pentru domnia sa și cu tot respectul inclusiv pentru domnul Burdujea. Și nu spun eu că și eu voi câștiga, sau eu voi câștiga cu siguranță. Dar siguranță, aruncarea celor doi candidați, astăzi, dacă eu mă bat doar cu Nicu Șordan, oricum rămân onorabil. Dar nu există înfrângere. Bătălia se dă între mine și Nicu Șordan. Iar cei doi candidați eroi de sacrificiu, pe ultima sută de metri, nu vor fi capabili să poate să, cum, să se califice mai mult de locul 3 sau 4. Amândoi sunt realizați, pentru că amândoi sunt profesioniști. Mi este foarte greu să le propun să fie viceprimarii mei la capitală. Cu siguranță ei se vor duce în fotorile lor calde la Parlamentul European și domnul ministru la locul lui și felicitării în continuare. Dar noi avem, eu am dedus o bătălie, iar bătălia nu este piedone cu ei. Eu nu mușc să iau voturi de la nimeni și nu sper că să iau de la liberal, de la AUR sau de la PSD. În schimb, cetățenii vor mușca din voturi. E adevărat, problema care nu o voi avea, dar într-un dialog când voi ieși și sigur voi ieși primar general, voi avea puterea să vorbesc cu orice primar de sector, nu, fiind egalul meu. Eu de acolo provin. Pentru mine, pe mine nu mă interesează coloratura politică al primarului de sector. Dacă ei vor înțelege ca să bage secura politică cei care au promovat în funcțiile publice pe care le vor obține și vor înțelege că politica trebuie făcută la alt nivel și administrația este punct doar administrație în interesul cetățeanului, cu siguranță vor înțelege viitorii primari. Și mine au, nu prieteni, au deschise ușile. Eu, primar de sector, n-am putut să vorbesc cu Nicu Șordan. N-am putut în 4 ani. Și nu sunt singurul primar astăzi al Bucureștiului. Or, lucrul ăsta, cu mine primar general, ușile primăriei și inclusiv a biroului meu, de fapt, strada, că mă duc eu la ei în toate sectoarele, vor fi deschise. Vom vorbi doar în interesul cetățenului. Domnule primar, deși jucați cu talent rolul unui aventurier care se aruncă cu capul înainte, eu vă știu că sunteți un om foarte calculat. Și tocmai de asta vreau să vă întreb dacă dumneavoastră ați luat în calcul și varianta ca și dumneavoastră și fiul dumneavoastră să pierdeți în același timp alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei și pe la sectorul 5. Efectiv, aveți perfectă dreptate. Una e să joci după perdea și una e să fii jucător. În real, nu în virtual. Eu joc. Îmi joc cariera și mi-o joc și a jucat-o și o joacă și băiatul meu. Pe mine, să spun așa, dar nu vreau să spun că ce e în gușe și în căpușe, dar... Mai ales că gușe e doar o căpușă. Știu. Știu că nu, lăsați, domnul Gușe, mintea lui e viitorul președinte al României, dar mai are mult. Bun, ne întoarcem la ce în gușă și în căpușă, trecem peste viitorul președinte al României. Deci, vă jucați cariera, da? Atât noastră cât și fiul noastră. Dar stați un pic, până la urmă, dumneavoastră, de bine de rău, bun, sunteți mai tinerel decât vă trădează aliura, ca să zic așa, dar hai să spunem, vă puteți retrage. Dar fiul dumneavoastră, ce Dumnezeu face? Dacă Doamne ferește, nu știu. Familia Popescu n-a trăit niciodată din politic. Înainte de 90 și după 90. Eu voi, nu e cazul, dar să vă fac așa pe plac dumneavoastră, să vedeți cam ce face Piedone, dacă în eventualitatea va pierde, își va crește nepotul și se va bucura de viață. E bun, și din ce trăiți? Lăsați-mă, că nu vă angajați bună. Din ce trăiesc? Da. Adică? Din ce trăiesc? E o întrebare legitimă. Păi este o întrebare legitimă. De înainte de 90 și astăzi, familia mea deține câteva restaurante. Ah, deci aveți bucătari. Un venit asigurat. Am înțeles. Okay. Nu e absolut nicio problemă. Atâta ne întoarcem la meseria de bază. Ne întoarcem la meseria de bază. Și astăzi, stați un pic cu meseria, că prea v-au făcut ăștia bucătar și ospătar. Ce faceți? Vă apucați de... Vă faceți Masterchef? Ce faceți? Nu, îi voi servi la urne pe domnii care vor să câștige Bucureștiul. Experiența mea de viață,
chiar dacă am trăit într-o familie respectabilă, chiar foarte cunoscută pe vechiul regim, ultimul rebel, adică eu, Prâslea, da, am ieșit puțin din decor, dar am revenit. Dar nu vreau să lungesc această poezie, dar faptul că am ieșit și am învățat ce se întâmplă în stradă, să știți că orice bibliotecă și orice mastere nu se va citi în stradă. Metamorfoza străzii și a omului este atât de complex în care nu poți citi nicio bibliotecă. Doamne, tăi, ce să zic, nu știu, mă răspirem. Eu. Tu cu sondajul tău. Tu cu sondajul tău. Zi, domnule primar, vestea aia mare, mică, tragică, veselă. Păi n-am deocamdată, că doamnea ce și-a anunțat doamna candidatură, doamna Gabriela Firea. Și domnul Burduja. Afectează sau nu afectează candidatura domnului primar? Bun, domnul primar bravează și spune fiecare merge pe culoarul lui. Bă, eu ia pe mine și sunt fidel. Ciupește avem... din ce a strâns până acum domnul primar, noi ca simpatizanți? Noi știm deocamdată, că nu sunt date bătute în cuie, că undeva la 51 până în 54-50% dintre bucureștenii au spus că sigur vor participa la vot. Da. Am văzut azi un sondaj la nivelul țării, era undeva la 60%. Ok. Nu știu. Da. Jumate, dacă sunt, comparăm cu cele care au metoda mea de culegere. Da. Și e doar cursul care are aceeași metodă, nu altcineva. Ei, din ăștia există o ierarhie de partide. Cu un partid social-democrat care e ceva mai jos decât la nivel de țară, dar e cu trei în față, este o forță a dreptei, sau cum se cheamă, alianța de dreapta, care bate spre 28-30%. E o realitate. Un partid național liberal, care și el este un pic mai jos decât la nivel național, dar se duce spre 20, media generală a Partidului Național Liberal fiind undeva la 25% pe consiliile județene. Și PPUSR-ul, sigur, pe care îl reprezintă domnul Piedone, care eu am avut o valoare mai mare pe el, alții văd că dau, dar în orice caz e o valoare mare. Și la cât aveai valoarea? Eu am avut-o spre 18-20, acum alții îl dau în 10-15, dar, pentru că depinde de poziția... La urmă o să vedem la urne. Da. O să vedem la urne, ok. Așa. Bun, e clar că domnul Piedone este peste partidul domniei sale. Dar acum, domnul Piedone este peste partid. Da, domnule, evident că da. Nu. Păi bun. Bun, acum... Mușcă firea de acolo, din zestrea... Cristian Popescu Piedone, pe datele pe care le aveam cu Cătălin Cârstoiu, candidat pe alianță, rupea din Partidul Social Democrat undeva la 35% dintre voturi. Adică vreo 10%. Nu. Din, 35% din voturile PSD-ști. Din voturile PSD-ști. Adică 10%, 35%. Unul din trei PSD-ști dădeau votul către... Adică 10% până 10%. Da. 10%. Da, în fine. Se mai bazează domnul Piedone pe apariția Gabrielei Firea, care este totuși puternic tușată ca fiind om politic. Da. PSD-ist. Nu contestă nimeni. E posibil, spun asumptiv, că e posibil să scadă din această absorpție a lui Piedone din zona PSD. În egală măsură întrebarea, apariția domnului Burduja. Îl scade pe Nicușor Dan. Nicușor Dan? Da. Îl scade pe Nicușor Dan. Evident că da. Dacă până acum 45... Din ce povestești, va fi o cursă extrem de strânsă. Dacă până acum 45% din voturile liberale mergeau către candidatul Nicușor Dan, apariția în egală măsură, pe același tip de model, a unui candidat care este puternic tușat liberal, Sebastian Burduja, asumptiv, cred că o să-și recupereze pe o parte semnificativă din votul acesta. Domnule Piedone, ca bancurile la sinistre cu Auschwitz, o veste bună și una proastă la anunțarea celor două candidaturi. Deci, pot să fac, domnule Ciutacu, o previziune? Vă rog, m-a ascultat? Și... Da. Pot să fac o previziune respectatului sociolog Marius Pielean? Vă rog! Și el știe foarte bine... și-a prezentat într-un sondaj anterior bazinul de nehotărât. Da. Care este un bazin foarte mare. Da, jumătate. Luați-i cu cei care nu vin să vină la vot sau nu au opinie, aproape jumătate. Faptul că această bulbă a coaliției, faptul că am fost vertical de la început până la sfârșit, le mulțumesc domnilor din coaliție că marea majoritate din cei nehotărâți îi vor motiva să vină la vot. Și votul va fi Cristian Popescu Piedone. Deci îi fac o previziune. Și asta vom vedea ce va rezulta din un sondaj corect. Eu în premieră vă spun, mâine am o întâlnire
cu o societate din afara României, care nu face joc cu niciunui partid și nu este plătită de niciun partid. Așa. Comand un sondaj astăzi în real. Colaborat, într-adevăr, și cu două case, probabil nu știe, dar anunț în premieră, o să rog și pe domnul Pireanu și toate casele de sondare. Bă, că vin cu ce bine l-a ajutat. Deci faceți un sondaj cu o casă internațională reputată, care să coroboreze datele cu alte două case de sondaj interne? Am și o întrebare, că am mai făcut sondaje la viața mea. Oamenii ăia cum fac sondaje? Cum vin americani? N-ai înțeles. Păi vin americani și se duc ei și bat la uși? Păi vin când nu, noi vorbim de americani, că pe americani am așteptat 40 de ani. Zice, izraelieni, nu mai contează. Nu vorbim despre americani, domnul... Androni. Pe americani am așteptat 40 de ani și mă uit acolo la un candidat de la sectorul 1, respect. Dar i-am așteptat și încă avem în sectorul 1 străzi fără apă, canalizare și pământ. Da, așa e. Da. I-am așteptat și pe americani de 40 de ani să le asfalteze și să le bage canalizare. Păi n-au venit americani, a venit domnul Tuță să rezolve. Dar apropo, spuneați că susțineți pe niște colegi de noastră la niște sectoare. Domnul Tuță este candidatul acestei coaliții de guvern la sectorul 1. Îl susțineți pe domnul Tuță? Am candidatul propriu, se numește Liviu Negoiță, care a fost lansat astăzi în cursă. Sunt deci doi candidați redutabili, domnul Tuțu și domnul Liviu Negoiță. Deci va fi care pe care, luptă de este istorie. Cei mai buni dintre cei doi, și eu dacă este puiul meu, Liviu Negoiță, cu sprijinul meu, va fi viitorul primar al sectorului 1. Aici greșiți. Aici domnul Tuță vă va contrazice, evident. De acord, da. De acord. Ce ați vrea să spun? Că îl susțin domnul Tuțu? Nu, domnul, dar puteți să ieșiți Tuță, să știți. Da. Așa, bun. Ieși ziua mea, că e Sfântul Gheorghe. La mulți ani, bravo. La mulți ani, la mulți ani. E firesc să susțineți pe domnul Negoiță, nici nu se pune problema să nu o faceți și sunt ferm convins că o veți face. Bătălia la sectorul 1 se dă între Liviu Negoiță și domnul Tuț. Asta este clar. Clotin Arman este istorie. Domnule primar, o ultimă întrebare. Domnul Nicușor Dan tocmai a declarat în această seară pe un post de televiziune că v-ați intersectat pe nu știu ce post, cred că de radio, și v-a provocat la o dezbatere și dumneavoastră ați dat-o la întors, că l-ați invitat în stradă. Păi unde să mă duc? Unde a stat el în biroul lui 4 ani și a coborât acum cu o casă în cap mergând printre septi? Nu, la o televiziune. La o televiziune. În studio ăsta. Păi ce să facă într-o televiziune? Să coboare în lumea reală de care a fugit. Eu trăiesc în lumea reală. Deci dacă veți fi invitat la o dezbatere cu ceilalți contracandidați, nu veți participa? Voi participa și mi-am anunțat deja cele 4 zile care aștept orice candidat la primăria capitalei în teritoriu. Să-și pună 4 scaune în fața Obor, să-și pune 4 scaune în Târgu Vitan-Bârzești, să-și pune 4 scaune în Piața Romană, și să treacă trecătorii, nu galeriile de partid sau sponsorii de partid. De modul în care este difuzată dezbaterea, nu-i vorba de galeriile de partid. Întrebarea este dacă o televiziune va organiza... Care e problema dacă vorbim în spațiu deschis? Noi și din piață. Deci ar fi mai original. Să participe la dezbatere. Doar cadru. Eu vă întrebam dacă veți participa la o dezbatere. Că vreți pe terasa de la Inter sau de Vitan-Bârzești. Cred că am spus primul în care aștept contracandidații mei acolo unde mă găsesc pe mine. Acolo unde am fost devotat 30 de ani oamenilor. Domnule primar, hai să o luăm altfel. Dacă cetățeanul cu care vorbiți acum face ofertă și celorlalți contracandidați ai dumneavoastră, să vă întâlniți. Adică Victor Ciutacu. Habar n-am unde. Vă invită Ciutacu pe toți, nu știu, în Parcul Sebastian, la noi în sectorul 5. Sau dacă vreți dumneavoastră, nu știu, pe linie, la Ciucu, în sectorul 6, că tot mă judec cu el. Și ceilalți sunt de acord să participe. Veniți la o dezbatere televizată? În stradă, cum ziceți dumneavoastră, printre cetățeni? Eu vă dau programul care l-am anunțat acum o lună de zile. Cele 4 zile în care aștept pe contracandidații mei în zonele cele mai aglomerate ale Bucureștiului. În alte zile nu? Deci înțeleg că nu veți participa dacă o organizează în alte zile decât alea 4. Păi ce să vorbesc cu domniile lor? Păi nu vă vorbiți cu cetățenii, nu vorbiți cu domniile lor. Maxim 2 zile, Cristian Popescu Piedone, tot primul, își anunță proiectul și programul pentru București. Deci nu veți participa, am înțeles. Ok, e chestie de decizie. Da, e
strategie de campanie, asta e viața. Fiecare cu strategia lui. Exact. Nu vă poate obliga nimeni. Nu vă poate... Apropo, v-am mințit, nu era ultima, era penultima întrebare, că mi-a venit acum ultima. Ați văzut care e nou hit acum în rețelele sociale? Aveți basket scumpi de 774 de euro. Ăia roși. Sunt tăiat la șumudică? Exact. Șumudică mi-a dat acei basket roșii, Prada se numesc, da, care mi-a făcut cadou, punând să fiu mai lejer și să nu mă deoache partidele care îmi păi sunt că trebuia candidat. Să-i treceți în declarația de avere la cadouri primite în timpul mandatului care depășesc da, 150 sau 250 de euro. Ce mănânci? Consumabile. 774. Așa, stați un pic, stați că nu l-am auzit pe domnul primar. Deci nu-i treceți în declarația de avere? Dacă doriți dumneavoastră... Până nu treceți la obiecte de art. Și... Dacă i-a dat Marius și Mudică, și dacă să nu luați de la târg de la Istanbul, că acolo sunt fake-urile chidezești. Hai mă, că și Mudică că să bracă scumpă, zis că n-ai tu bani. Păi și știi ce fake-urile la unde sunt în... Mudică totul se respectă. Păi așa da, e. Stai, deci, eu încercam să vă salvez un pic, să da, nu fie nevoie să... Nu, nu, am înțeles lucrul ăsta. Să nu... Acum, de când ați anunțat că vreți să-i dați un sondaj lui Pieranu, a devenit mult mai concesiv. Exact, sunt tolerant. Așa, mai tolerant, mai bun și mai drept Pieranu, mai lipsește să-ți cer și eu 10% ca ăsta, dacă tot ți-am facilitat întâlnirea cu domnul primar. Vă mulțumesc mult, domnul primar, pentru disponibilitate și pentru intervenție și vă mai aștept cu cea mare plăcere oricând în această perioadă. Respect dumneavoastră, o seară plăcută. Breaking news. Seara bună.